Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitații mei din această seară sunt doamna Marinela Buruiană, coordonatorul echipei de robotică Rosofia. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Îi spun de asemenea bună seara și lui Alexandru Duminică, membru al echipei de robotică Rosofia. Bună seara! Bună seara! Bună seara. În prima parte a emisiunii sunteți dumneavoastră, în partea a doua a emisiunii o să avem un alt invitat, încă un invitat, și o să vorbim tot despre echipa de robotică Rosofia, echipa câștigătoare, și de altfel vreau să vă și felicit pentru ceea ce ați reușit să faceți în ultima perioadă. De fapt, de la început, echipa de robotică Rosofia a reușit să obțină rezultate foarte bune, nu numai în țară, ci și în străinătate, iar recent la Iași ați obținut premiu, ați făcut și o alianță cu care reușiți să plecați în Statele Unite ale Americii la Houston, da? Dar pentru început, doamna Buruian, pentru că sunteți mentorul acestei echipe, aș vrea să le spuneți telespectatorilor noștri cine este echipa de robotică Rosofia și cum a apărut. Echipa de robotică Rosofia a apărut ca o inițiativă într-un parteneriat. A fost parteneriat între Clubul de Robotică Sofia Science și Centrul Județean de Excelență Galați. Clubul Sofia Science, v-am povestit eu puțin înainte de emisiune, s-a înființat acum ceva vreme, acum vreo 5 ani, prin 7 ani, matematica e greu. Am înființat acum 7 ani un club de robotică în ideea că fiica mea dorea să abordeze acest domeniu și ca orice părinte grijuliu am încercat să o ajut cum am putut. De atunci s-a născut această inițiativă frumoasă care în 2022 s-a materializat. Noi aveam rezultate cu copiii de gimnaziu și primar, dar am zis să trecem puțin și la categoria de liceeni și am înființat echipa Rosofia cu 6 membri la inițiativa și dorința lui Alexandru Duminică și a fratelui lui. Am adunat un grup de prieteni și am zis, haide să începem pregătirile pentru, știam ceva despre programul FIRST și am zis, haide să încercăm să vedem ce este acest program, să studiem mai îndeaproape și să încercăm să participăm la competițiile de profil de robotică educațională pentru liceeni. Despre program, cred că vă poate povesti Andru mai mult. Tu, Alexandru, de când faci tu parte din această echipă și cum ai rămas și cum au început să vină toate aceste premii? Păi fac parte din echipă cam de când există, pentru că inițiativa pornită de la mine și de la fratele meu cu prietenii noștri, ne-am adunat 6 ca să facem echipa, cum a spus și doamna mentor. Deci, practic, de pe 7-7-2022 e o dată semnificativă pentru noi. Cum am început să vină premiile, pot spun prin muncă, pentru că nimic nu vine, nu știu, fără un efort. Am început în forță, să zic, anul trecut, practic la prima participare ever a echipei. Am pornit de la o cameră goală cu un scaun la laboratorul care l-avem astăzi și la teren de joc și la roboții care am făcut anul trecut și la robotul anul acesta. Este foarte interesant pentru că am reușit să fim prima echipă care la primul an de participare, mă refer anul trecut, care a reușit să califice la etapa națională obținând un premiu și ulterior să obține și un premiu la etapa națională, un premiu certificat FIRST, pentru că menționez chestia asta, mai sunt echipe care au luat și premii nații pentru educație, asociația care face competiția în România. Iar anul acesta am zis să o dăm în forță. Început din vară cu pregătirile pentru sezonul acesta, a strâns bani, gândit concepte. Asta vreau să te întreb, ce înseamnă că ne-am pregătit în forță când vorbim despre robotică? Păi în primul rând, ce obțin în programul de FIRST Challenge, e vorba de strâns bani. Așadar, primul lucru care am început noi în vară a fost cu fundraising-ul, cum îi spunem noi în competiție, în care efectiv am sunat la sute de firme din Galați, am dat 10 și 10 telefoane astfel încât să obținem sponsorizări. Și ați obținut? Putem să considerăm că cel puțin de unde am pornit anul trecut și unde am ajuns doar din fundraising-ul din vară, a fost o creștere exponențială de 2000%. Adică eu zic că am reușit să obținem ceva bănuți.
Acum, ideea e că ne-am folosit totuși o parte din bugetul ăsta pentru a face și pregătirile tehnice. Și la ce mă refer prin chestia asta este că, în primul rând, pe tema de joc de anul trecut am participat la competiții neoficiale care s-au întâmplat în vară și astfel am putut să ne perfecționăm noi un pic tehnicile, indiferent că vorbim de proiectare, programare sau construcție efectivă. Astfel am reușit să construim atunci un robot diferit de cel cu care am participat în competiția oficială. Și ne-a ajutat foarte mult să începem un pic să avem startul ăsta înspre un robot mai performant. Iar ulterior am început prin august și cu crearea conceptului șasiului nostru, care a fost unic la etapa națională în România și care este unul dintre cele mai rapide la momentul actual. Când ați început să construiți acest robot? Pe mai întâi începem cu proiectarea și tema de joc se afișează în fiecare an în septembrie, când începe și anul școlar, de altfel pentru noi. Deci atunci a început efectiv proiectarea. Proiectarea a durat undeva la vreo 2 luni jumătate. Iar asta s-a făcut în programe specializate de proiectare 3D, adică pentru cunoscători, Autodesk Fusion 360 este locul unde ne petrecem noi foarte mult timp la începutul sezonului. După 2 luni jumătate de proiectare am reușit să scoatem și prima versiune a șasiului, undeva prin decembrie, prima versiune funcțională, zic așa, într-o formă asemănătoare cu cea care este acum. Iar ulterior, din decembrie până la primele competiții oficiale, undeva prin ianuarie, deja aveam robotul complet gata. Când ați văzut rezultatul final, ce ați spus, doamna Buriana? Care rezultatul de acum? De acum. Sau rezultatul robotul construit? Robotul construit, în primul rând, da. Erați sigură că este varianta câștigătoare la o competiție de acest gen? Nu pot să fii sigur de lucrul ăsta, pentru că România este un campionat extrem de competitiv. Adică la acest moment, First Exchange, suntem la sezonul 8, a fost adus în România de Asociația Nației prin Educație acum 8 ani de zile. Acum 8 ani de zile a fost primul sezon și de atunci România a adunat echipe, de la 40 de echipe în primul sezon, la momentul ăsta sunt 197 de echipe care au participat anul acesta, de exemplu, dar înscriși pe platformă sunt peste 200. Și nu ai cum să fii sigur de rezultat, depui toate eforturile, dar ideea este că fiind un campionat atât de competitiv, deci în afară, probabil că după ultimele rezultate, cred că România devine cel mai competitiv campionat din lume. Nici măcar Statele Unite la momentul ăsta n-au campionate, nu vorbim de Worlds, adică de campionatul unde vin toate țările, vorbim de campionatele fiecărui stat din Statele Unite. Matematic vorbind, sunt undeva la vreo poate un stat, sau mă rog, pe la începutul sezonului erau vreo 2-3 state care erau un pic peste România, iar în prezent e un stat, sau mă rog, e cumva egalitate. Era o diferență foarte mică de nivelul dintre România și acel stat. Nu mai țin minte exact care din ele era, dar unul din ele. Iar competitivitatea, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, este calculată fix pe statisticile roboților care participă în competiție. Deci cu cât statul este mai competitiv, România, înseamnă că overall, per total, statisticile roboților creați de echipele românești sunt foarte, foarte bune. Adică e vorba și de calitatea echipelor și de calitatea roboților pe care îi fac. Și atunci nu ești niciodată sigur, pentru că e un program și un proiect care adună niște copii foarte deștepți, niște echipe extrem de puternice. Și până la urmă trebuie să-ți câștigi locul pe teren în meciuri și în afara lui la jurizările care au loc la standuri. Câte echipe au participat la competiția de la Iași? La etapa națională de la Iași au fost 60 de echipe. 60 de echipe? Da. S-au făcut, e un campionat regional. Unde au fost cele 197? Cele 197 au fost împărțite pe 4 regionale, în primul rând. Fiecare regional a avut undeva între 40 și 50 de echipe. După din acestea avansau câte 15-16 echipe, depindea de regională. Dacă erau 15 sau 16, avansau mai departe, ca ulterior să adune numărul de 60 de la etapa națională, practic 60 cei mai buni. Știați, vă știți între voi, probabil, da, că deja vă cunoașteți cu este tot o comunitate, ceilalți membri din celelalte echipe din țară. Dar când știați ce ați făcut voi acolo, erați sigur că este varianta câștigătoare, robotul acesta? Robotul, mai mult sau mai puțin, adică l-am făcut extraordinar de rapid și poate asta a fost punctul nostru foarte la ambele etape, mai ales la națională, pentru că inclusiv arbitrii din America au venit la finalul competiției să ne spună că avem un robot extraordinar.
lucru care era fără de apreciat, știind că ei vin din America și fac chestia de 30 de ani și au văzut roboți peste roboți peste roboți. Din nou, cum a spus doamna mentor, nu poți spune niciodată, nu ești sigur, dar dacă robotul este cel mai bun sau nu. Acum sunt o grămadă de roboți extraordinari în competiție, nu pot să spun că există unii mai slabi sau mai buni, în ideea în care, din nou, este foarte competitivă treaba, numai că, în schimb, din punct de vedere al ceea ce este în afara terenului, aș putea spune că am muncit destul de mult, chiar și despre robot, am muncit extraordinar de mult, am petrecut foarte mult timp și chestia asta ne-a, mă rog, nu ne-a garantat, dar ne-a dat speranța că putem fi cei mai buni. Cât ați muncit efectiv pentru a crea acest robot? Cu tot ce înseamnă de la proiectare și până la ultima piesă. Echipa presă. Are 6 membri vechi și 5 noi recruți. Cei 5 noi recruți au lucrat pentru un roboțel al lor, să zic așa, cu care să învețe, așadar pe ei îi vom lua din ecuație, dar ne-au ajutat să-l facem și pe acesta, pentru că și să dai la mână un Nimbus sau un șurub e important. Iar efectiv de lucrat la cel care este acum pe masă, cei 6 membri vechi. Nu sunt mulți, dar sunt foarte inimoși, da, și foarte puternici. Asta e adevărat. Când a venit rezultatul la Iași, ați aflat acolo, era... cum a fost momentul în care a fost anunțat că fiind echipa nu câștigată? Vă putem explica sentimentele. S-a lăsat cu lacrimi, cu țipi de bucurie. Adică cumva aveam un semnal că suntem pe un drum bun încă de la regională, pentru că în regională am jucat finala și am câștigat-o, chiar dacă ne-am clasat acolo pe locul 10 în meciurile de 10, cred. Da, 10 sau 11 meciuri de calificare. Nu mai știu exact. În meciurile de calificare, fiind un joc pe alianțe, cei din care primele erau clasați 4 poziții. Pe primele 4 poziții au trebuie să-și aleagă alți doi coechipieri cu care să joace jocurile de finală. Și noi am fost aleși de cei din capitanii care erau la momentul ăla clasați pe locul întâi. Și împreună cu ei, era vorba de echipa The Eagles din Roman, am reușit să câștigăm finala. Și ca și jurizare per total, așteptam cu foarte multă emoție să vedem ce premiu luăm, pentru că noi aveam speranța în acest Inspire. O să vă explice iar Andru ce reprezintă acest premiu. E de fapt marele premiu sau visul tuturor echipelor din FTC. Și câștigând la Iași în regională locul întâi, adică premiul Inspire locul întâi, cumva național am plecat așa cu puțină încredere că e posibil să facem același rezultat sau avem șanse la același rezultat. Și am stat cu emoții până în ultima clipă. La FTC se întâmplă un lucru fantastic, adică pe măsură ce avansează prezentarea premiilor, știi că ești mai aproape situat de cel mai mare. Sus. Și bineînțeles că au început să se strige premiile unul după altul și nu striga Rosofia și atunci v-ați gândit puțin, aveam și emoții, mă, chiar nu luam nimic, adică... Dar totuși era... gândul vă zbura că sunteți mari câștigători. Da, da, da. Dar în documentarea pe care am făcut-o pentru emisiunea de astăzi am găsit așa, că echipa Rosofia a fost dublu premiată la etapa națională a campionatului de robotică First Tech Challenge, da? Inspire Award Winner. Calificați la campionatul mondial de robotică, finalist Alliance, second team selected, și calificarea și participarea în finale etape naționale. Sună așa foarte tehnic. Da, ea da, decodează da, puțin da, această da, denumire, deci, te rog. Ca să o iau mai întâi cu premiile legate de teren, finalist Alliance, second team selected, funcționează felul următor. Deci noi după meciul de calificare, 6 la număr, cu roboți aleatori, ne jucăm 2 contra 2, practic, se stabilește un clasament. Top 4 din acest clasament se numesc capitani. Ei sunt Finalist Alliance Captain sau Winning Alliance Captain. Acești capitani aleg practic în ordinea în care au terminat locul 1, 2, 3, 4, își aleg aceste selecții. Mai întâi încep cu first pick, practic își aleg pe cineva în care au, își aleg prima tură de coechipieri, primii 4, și după a doua tură de coechipieri. Noi făcusem diverse discuții tactici, pentru că așa funcționează competiția, astfel încât să fim aleși ca echipa secundă dintre alegeri a celor de pe locul 1. Pentru că un pic eram și sigur pe caietul nostru și am considerat că poate varianta, mă rog, varianta cea mai bună ar fi din punct de vedere tactic să mergem cu alianța, mă rog,
cea mai bună ca numere, fiind primii. Acum nu au fost neapărat cei mai buni, sau nu pot spune că toți patru primii erau extraordinari. Iar tehnicalitatea din spatele premiului de Inspire este că noi în competiție, pe lângă robot, facem un caiet tehnic. În acest caiet tehnic, jumătate de caiet explicăm efectiv tot procesul de construcție, proiectare, construcție și programarea robotului. Iar în cealaltă jumătate explicăm impactul nostru în comunitate, indiferent că e Gălățeană sau în comunitatea First Challenge. Ce evenimente publice am avut, la ce copii sau la câți am prezentat programul efectiv sau programul de juniori, în câte școli am reușit să introducem robotica, tot felul de chestii de genul acesta. Pentru fiecare lucru există niște premii, de la Design Award, care înseamnă un design industrial, la Innovate, care înseamnă un design unic, la Think, care înseamnă un caiet tehnic bine gândit pe formule matematice, la Connect, care înseamnă că ai făcut foarte multe evenimente publice în comunitate. Toate chestiile astea se adună. Iar dacă tu, caietul tău și efectiv evoluția ta a echipei este destul de bună cât să fii nominalizat la mai multe premii, eventual și tehnice și non-tehnice, se traduc în premii de Inspire. Și atunci, practic, Inspire întruchipează efectiv esența competiției, Gracious Professionalism, cum o denumesc americanii, care pur și simplu tot ce am enumerat eu și nu numai, se traduc toate într-un tot unitar. Și atunci ăsta este premiul de Inspire. De fapt, echipa care câștigă Inspire este cel mai bun ambasador al programului First. A dovedit că e un exemplu și un model pentru celelalte echipe și că merită să fie urmată și apreciată pentru ceea ce a făcut pe parcursul sezonului, atât în teren cât și în afara lui. Și nu o spunem de la noi, o spunem pentru că asta este efectiv definiția din program. Exact, de la manuala primului. La etapa națională de la Iași a făcut o alianță, dar la sfârșit, cu cei de la Focșani. Nu. Deci, în etapa regională am făcut echipă cu cei de la Roman și cei de la Focșani, cu care am câștigat. Iar la etapa națională am făcut cu cei de la Rodul de Doi din Ploiești și cu cei de la Silis din Iași, cu care am ajuns până în finală. Bun. Am avut meciul de finală cu alianța împotriva celor de la Focșani, cu care de altfel suntem prieteni. Da, la regională împreună și la națională împotriva, dar noi suntem foarte buni. Din păcate am pierdut finala, au câștigat-o ei, dar ne bucurăm pentru ei. Acum mergem împreună. Acum urmează, practic, încununarea acestor premii din ultima perioadă, și anume deplasarea în Statele Unite ale Americii la Houston. Da. Când va fi această plecare? Competiția efectivă este între 17 și 20 aprilie, numai că prin... Foarte aproape, da. Din cauza zborilor, să zic așa, pentru că trebuie să faci scală, este foarte lung zbor, vorbim de 14 ore de zbor minim. Noi plecăm de pe data de 12 și ne întoarcem undeva pe 24, pentru că știți cum e, odată vezi America și în primul rând, iar în al doilea rând, zborurile nefiind în fiecare zi, e decalajul ăsta de câteva zile. Ne-a venit foarte greu să facem rezervările la avioane, pentru că, pe de-o parte, avem încă probleme cu finanțele să susținem deplasarea, dar nu neapărat asta ar fi cea mai mare problemă, ci că toată lumea la momentul ăsta se îndreaptă acolo în aceeași perioadă. Nu și numai zborurile... din punct de vedere al României, cât din punct de vedere al lumii în general. Și s-au găsit foarte greu legături, s-au găsit foarte greu bilete, plus că noi trebuie să deplasăm o echipă de 15 persoane, nu le poți pune în avioane diferite, unii sunt minori și ca atare a trebuit să găsim zboruri convenabile pentru tot grupul și atunci a trebuit să acceptăm cumva... faptul că trebuie să stăm un pic mai mult. Trebuie să stăm un pic mai mult, plus ei trebuie să se obișnuiască cu fus orar, nu poți să aterizezi pe 16 și pe 17 să intri în competiție. Aveți tot ce vă trebuie pentru această deplasare în Statele Unite, pentru că nu vorbim despre o deplasare până aici, aproape la Brăila, ci vorbim despre o deplasare care costă foarte, foarte mult și mă refer aici, dacă aveți tot ce vă trebuie, la partea financiară. Din punct de vedere parțial, să zic așa, al deplasării, al cazării, al standului, pentru că trebuie să facem și un stand acolo ca să fim vizibili, ca să vină judge-ii la noi pentru a ne putea juriza. Din punct de vedere parțial, deja avem o sumă asigurată de către câțiva sponsori pe care am reușit să-i obținem acum și câțiva sponsori din vechi, dar deocamdată una din sumele considerabile date din această parțialitate pe care o avem de plecare este dată de către cei care organizează competiția România, adică Asociația Nației pentru Educație și BRD Grup SST.
care practic finanțează plecarea a unei echipe minime, adică un mentor și alți 5 membri, lucru care este o sumă extraordinară pentru că, punând în balanță că noi suntem 15 de toți, 6 oameni deja au cheltuielile plătite. Având cheltuielile plătite, este foarte, foarte bine. Și important. Atunci, din nou, din punct de vedere parțial, le avem asigurate. Acum încă mai strângem mânuți pentru a fi sigur că toți 15 mergem, suntem cazați și putem să mergem și confortabil toate zilele fără să ne gândim, nu știu, cum mâncăm sau asta nu mai puneți la sosul. În primul rând, da, să aveți locul asigurat, da, în avion, cazare, da, și robotul să fie în regulă. Da, da. Se plătește și sume destul de măricele pentru bagaje, pentru că nu pleci doar cu robotul, pleci cu toate sculele după tine, toate piesele de rezervă. Sunt diverse taxe pentru că ai motoare, baterii, electronice în general. Ce faceți? Îl luați așa sau îl dezasamblați? Nu, îl luăm, nu, așa. Îl luăm întreg pentru că este un pic riscant asta cu dezasamblatul, pentru că nu știu, nu te-ai descurcat tu să refaci înapoi să meargă, dar nu vrei să riști chestia asta. Adică e totuși un campionat mondial, robotul are deja câteva, ca să spun așa, recorduri obținute ca și statistici și chiar n-am vrea să riscăm asta, pentru că chiar avem șanse să facem o impresie foarte bună acolo și să obținem premii importante. Poate chiar să jucăm finala, ne dorim asta. Poate chiar și să o câștigăm. Nu știu dacă știți, dar ca să spun așa, noi aveți, avem un logo, istoric, un logo Dream Big Never Give Up, adică să visăm sloganul echipei, sloganul echipei. Visăm, nu renunțați, visăm, da, foarte, da, foarte sus, și s-a văzut sezonul ăsta că visul nostru a putut să devină și realitate, efectiv participarea. Acum să vedem dacă ne ducem și până la capăt, să ne întoarcem și cu cupa cea mare. Cine sunt cei cu care vă luptați acolo la Houston? În ce țări? Sunt 100 și ceva de țări. 100 și ceva de țări. Nu le pot menționa. Acum, cele mai periculoase, să zic că... Da, sunt 250 de echipe. Acum, dacă ar fi să, nu știu, să menționez cele mai periculoase pe lângă americani, sunt efectiv românii, numai că nu ne întâlnim cu ei, pentru că pe noi ne împartem 4 divizii și fiind 4 echipe, noi nu ne găsim unii cu alții decât în semifinale sau finale, la final, când se face semifinala mare a conferinței, după ce se trece de divizii. Dar așa, țări mai importante, țin minte și de anii trecuți, mai erau Israelul, nu știu neapărat cum mai duce neapărat roboți acum, dar erau roboți foarte buni, de exemplu Israelul fusese capitan anul trecut. Așa, alte sunt țări, sunt cei din China, care la fel sunt foarte, foarte buni. Și cam ăștia ar fi mai importanți. Dar, în schimb, competiția e foarte plină de americani, fiind din fiecare stat calificați. Majoritatea sunt americanii și ei sunt cei mai puternici, să zic așa. Sau, mă rog, problemele cei mai mari peste care trebuie să trecem. Bun. În continuare, telespectatorii noștri vor vedea momentul în care echipa Rosofia a fost anunțată drept câștigătoare la Iași. Noi revenim în partea a doua a emisiunii cu celălalt invitat, cu Adrian Duminică și cu doamna mentor Marinela Buruiană. Da? Imediat revenim. Locul întâi. Locul 2 este din Galați. Rosofia! Am revenit în partea a doua a emisiunii. De această dată îi spun bună seara și lui Adrian Duminică. Bună seara. Tot membru al echipei de robotică Rosofia și o avem în continuare alături de noi pe doamna Marinela Buruiană, mentorul acestei echipe de robotică care a adus, dați, foarte multe rezultate Galațiului. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre reușita echipei Rosofia, acum plecați în Statele Unite ale Americii. Ai emoții, Adrian? Păi, emoțiile sunt destul de mari, na, ca înainte de orice competiție, dar încerc să mai scap de ele. Na, e ca la orice pas mare în viață, ai emoții înainte, n-are cum. Cât timp ai muncit, ai și pe emoții.
Ce știe să facă robotul acesta care va ajunge tocmai în America? Robotul, așa ca și conceptual, e simplu. Partea de șasiu e mai mult ca un căruț de cumpărături, doar care fiecare roată, practic, se mișcă individual, nu se lasă în bătaia vântului cum este la un căruț normal. Mai are pentru a lua niște dischete în formă hexagonală de pe pământ, are niște peri, este ca la un fel de aspirator. Și după sistemul care, care efectiv execută acțiunea cu acele elemente, e o gheară. Dacă este le iei așa, ele sunt niște sisteme foarte simple, doar că dacă este să le iei pe fiecare separat și să le distrugi ca lumea, o să vezi și aplicațiile în industrie direct. Practic, asta vreau să întreb, în viața reală, în ce domeniu ar putea să își găsească întrebuințare acest robot? Păi, de exemplu, ar merge pentru curățarea molozurilor sau dărâmăturilor de pe momentul când cad clădiri de la cutremure sau tot așa, sau, nu știu, sunt tot felul de aplicații, pentru că este foarte ușor de scalat orice sistem care a fost implementat pe robot, acesta fiind bazat pe viteză și pe fiabilitate. Ce nu știe să facă robotul și v-ați fi dorit voi să facă? Sincer, sunt puține lucruri pe care nu prea poate să le facă. Să zic că singurul lucru e că depinde foarte mult de șasiu și că poate ar fi mers să se extindă puțin mai mult în față. Sau bine, să ne facă temele, să facă de mâncare, astea sunt... asta și-ar dori oricine să facă. Bun. Ce ziceți, doamna profesoară, cum ar fi robotul acesta în viața reală? Ar fi util? La cum este acum, la momentul ăsta, probabil că nu, pentru că principalul lui rol este, de fapt, acela de a-i face pe copii să gândească și să reușească să facă sisteme mecanice eficiente. Dar ceea ce cred că poate să facă, tot ceea ce ei creează, tot ceea ce ei inventează, aceste sisteme pe care le fac să funcționeze împreună, cred că își găsesc până la urmă aplicabilitate în viața reală, pentru că chiar am și văzut anul trecut din ce în ce mai multe fabrici, din ce în ce mai multe depozite, apelează pentru transportul de mărfuri, pentru depozitare, pentru pregătirea comenzilor, apelează la roboți. Deja munca umană este înlocuită de sisteme din ce în ce mai performante de acest gen, că nu e exact ca roboțelul nostru, dar multe din sistemele din el pot fi regăsite da, deja, în aceste sisteme. Deja le regăsim în unele fabrici ce sisteme am implementat și noi. Câte încercări au fost până la această variantă finală? Practic, aceasta este versiunea a treia a robotului. Am încercat mai multe tipuri de șasiu, fiecare sistem a trecut pe mai multe iterații, pentru că oricât de bine l-am modelat tu pe hârtie, mă rog, pe foaie sau în software, niciodată nu poți să prezici ce se întâmplă în viața reală cu acuratețe 100%. Așa cum spuneați și în prima parte a emisiunii, vor merge la mondiale de la Houston și cei de la... echipa RO2D2 din Ploiești. Ploiești, Câmpulung. Echipa iCitizens din Focșani. Focșani și Câmpulung. Și da? Echipa WhatsApp din Câmpulung, județul Argeș. Da. Vă simțiți cumva așa în pericol, având în vedere ce robot aveți voi și ce robot au ei? Sincer, sau nu, pentru... vă simțiți superiorilor? Eu cred că ne simțim cumva... la egalitate, pentru că fiecare robot egalitate, are... egalitate, dar și încurajați de ei, pentru că știm că și ei au roboți foarte buni, știm că vom fi împărțiți în patru divizii în care fiecare echipă românească nu se va întâlni cu cealaltă până în semifinale sau finale. Sau. Și atunci sperăm să tragem unii de alții și să fim cât mai sus în clasament, în așa fel încât să ne întâlnim în semifinale și finale. Adică ar fi o bucurie să fie finală românească. Chiar ne-am dorit lucrul ăsta. Păstrați legătura? Da. Chiar și acum mai ajustați? Mai aveți voie să mai faceți mici modificări robotului? Noi putem să facem mici modificări robotului și chiar... zilele astea am vorbit cu cei din Ploiești să venim să ne antrenăm la ei și de asemenea ce schimbări și-au mai adus ei, ce idei le avem noi, pentru că până la urmă scopul final este, indiferent că ne confruntăm pe teren sau nu, important este să evoluăm, asta e tot scopul programului. Cât timp vă ocupați de robotică? Pe zi? Da, sau? Pe zi să spun, că eu înțeleg că e vorba de zi. Deci noi cam după cele 6 ore de școală pe care le avem, după mai intră cam încă tot 5-6 ore de robotică, cam aproape în fiecare zi, în weekend-uri chiar mai mult. Asta pentru că este pasiune pură la noi, doar că de obicei un club cam 2 ore pe zi după școală, să zic ceva de genul, doar că la noi este pasiune pură.
Asta e ideea. Ce spun părinții despre pasiunea voastră? Ei, la început erau puțin reticenți și ziceau, băi, dar nu mai veniți acasă, temele, noi ce facem, nu vă mai vedem, ziceți că trăiți acolo la robotică. Doar că într-un final au înțeles că, băi, copiii ăștia chiar fac ceva extraordinar și chiar le place și mai bine decât să stea toată ziua degeaba să joace pe calculator, mai bine stau și fac un robot din care chiar pot să învețe ceva practic și aplicabil. Au învățat să se obișnuiască cu ideea. Da. Dumneavoastră sunteți nu numai mentor lor, probabil că fiind și părinte și coordonați, mai sfătuiți și... Nu ai cum să fii altfel, pentru că deși fiica mea nu mai este în echipă, adică nu mai este, este mentor în echipă, dar nu este în interiorul acțiunii, ca să spun așa, se nasc relații personale, pentru că nu există alt fel. Petrecem atât de multe ore împreună încât invariabil ajungem să ținem unii la alții, să ne pese când unul are o problemă poate de sănătate, să încercăm să ajutăm atunci când apar probleme, să sărim unul în ajutorul celuilalt și se face așa și până la urmă așa se construiește echipa. Că toți cei care faceți parte acum din echipa Rosofia, sunteți în clasa 12-a? Nu, avem împărțiți, doar 5 suntem în clasa 12-a, restul sunt împărțiți. Ba 11-a, ba 9-a, chiar avem și un băiețel de 7-a care este super motivat și care chiar vrea să... Și cei care sunteți în clasa 12-a, când aveți timp să vă mai pregătiți pentru bacalaureat, pentru că mai sunt doar câteva luni? Deci, în mare parte, unii dintre noi ne-am pregătit din vară, de dinainte, am studiat deja materia și am zis, ok, știu că nu o să am timp să fac și robot și să învăț și pentru bac 100%, așa că mă pregătesc din vară, de dinainte foarte mult, ca să am un head start, să zic așa. Și unii dintre noi ne mai găsim timp la orele de sport sau la orele de care sunt mai puțin mai importante, poate toate sunt importante, mă rog. Și sportul este foarte important, probabil că acolo unde sunteți puțin mai puțin mai posibil, măcar mai ne ocupăm de matematică, de română, reușim așa să învățăm printre picături. Oricum, ca un secret așa, au pe telefoane de la ora la ora școală, de la ora la ora mâncare, de la ora la ora somn, de la ora la ora pregătire, adică... de la ora... Deci totul este, cel puțin așa au funcționat în ultimele 3 luni, numai pe program orar fix. Da. Fix. Practic, competiția asta e frumos că nu e numai despre robot, numai despre făcute evenimente, învață să lucrezi în echipă și să înveți să-ți managerezi timpul și resursele, asta e foarte important. Și se creează și foarte multe prietenii. Da, asta e peste toate. Ei au prietenii cu echipe din Libia, din Kazahstan, din Statele Unite, din... Efectiv, li se deschide orizontul. Pe lângă prietenile pe care le avem deja în România și în interiorul clubului. Ce vă vedeți făcând după ce terminați cu bacalaureatul? Păi, în primul rând, să mergem la facultate. Asta e important, facultate. Clar. Păi, mulți dintre noi vor fie la automatică, fie direct să meargă pe robotică sau pe mecanică și mecatronică. Și hai să facem așa un exercițiu de imaginație. Terminați facultatea, master și nu știu cât de departe vreți voi să ajungeți. Unde vă vedeți după aceea lucrând aici pentru Gala, să vă întoarceți, poate să faceți, să ajutați la acest club care va forma sau poate să vă faceți o firmă sau vă vedeți în străinătate? Personal, mie mi-ar plăcea, de exemplu, să mă duc în străinătate, să adun experiență și, mă rog, să văd exact cum funcționează o linie de producție industrială în străinătate, să aduc informații ca după să le pot reinvesti. Nu neapărat în Galați, dar în România în general. Adică mi-ar plăcea să dau înapoi ceea ce mi s-a dat. Îi vreți în echipă înapoi, cu siguranță. Briana. Oricum nu cred că se vor desprinde atât de ușor, pentru că programul ăsta este un program ca un microb, așa, ca un virus. Te cam prinde și majoritatea, chiar mă uitam la cei care au terminat în anii anteriori și care au plecat la facultate, care au rămas mentor pentru echipele din care au plecat sau pentru alte echipe. Alții sunt jurați, adică evaluează la rândul lor echipele, alții sunt voluntari în cadrul programului, adică participă la competiții, încearcă să ajute cum pot. Cu organizarea, cu ce am observat este că 80% dintre cei din generația actuală vor să rămână inclusiv la studii în România, ceea ce cred că consider că este un plus.
Și până la urmă chiar nu contează dacă vor veni neapărat în Galați sau nu, cu siguranță mulți se vor întoarce pentru că e și acasă Galațiu, dar ca idee, atât timp cât vor să se dezvolte profesional în România, cred că este un plus pentru comunitatea românească de aici și pentru tot ceea ce va reprezenta România peste 5 ani, peste 10 ani, când ei vor intra în boom-ul profesional al generației lor, până la urmă. Cu siguranță mulți dintre cei care ne urmăresc acum, fie că sunt copii, fie că sunt adulți, se întreabă cum să facem să intrăm și noi în această echipă, să facem parte din această echipă. Recrutați și copii da, inițiați? O să avem poate că în perioada, după ce planurile noastre sunt, după ce ne întoarcem de la Houston, în speranța că o să avem și rezultatele la competiția respectivă. Vom începe nou sezon, ca să spunem așa, pregătindu-l încă de la finalul celui de acum. Vom face recrutări prin Centrul Județean de Excelență, care va deschide, așa cum facem fiecare an, accesarea prin depunere de cerere, prin examen, așa cum se procedează, pentru că ei, prin asta este și partea parteneriatului nostru, ca ei să vină cu partea asta și de acces, având în vedere că fiind Centrul Județean de Excelență, ei pot să recruteze sau putem să recrutăm din toate liceele și școlile din Galați. Noi încercăm și din echipele pe care le-am mentorat în competițiile First are și categorie pentru primar gimnaziu și din cei care s-au remarcat și au participat în acest an la competițiile de mici, de gimnaziu și de primar, să vedem care dintre copii se remarcă ca și... Și care ar fi pregătiți pentru pasul următor pentru pasul să următor ajungă la competiția și noastră. Și deja avem solicitări, nu vă ascund că sunt mulți copii care, văzând și rezultatele, dar și înțelegând ceea ce oferim ca și pregătire, doresc să facă parte din program și cu siguranță vom avea sustenabilitate și vor fi și oricum noi facem și o pregătire și niște cursuri, în bani doar să își dorească, să vedem pasiunea din ochii lor. În rest, nu ocupăm noi de pregătirea lor și oricum învățarea. Așa am procedat și în vară cu recruții, am avut întâi cursuri în care le-am explicat ce și cum. Înainte de a încheia această emisiune, aș vrea să le spuneți numele tuturor celor care fac parte din echipa de robotică Rosofia, celor care au contribuit la crearea acestui robot, celor care vor merge în Statele Unite ale Americii, pentru că este important, chiar dacă nu au putut să fie aici în studio, să știe toți cei care ne urmăresc, cine sunt cei care fac parte din această echipă minunată. Da, este vorba de cei doi frați, Duminică Dănuț Alexandru, invitații Duminică noștri Adrian, de astăzi, da? Bălan Eduard, Ștefan Costache, Frumuzache Alexandru, Pintilie Sebastian Marian. Ne vine greu acum cu vale și după pașapoarte, de cu asta ne-am ocupat zilele așa. Astea, Domnitanu Alexia, Mușa David Andrei, Elisei David, am uitat pe cineva, Tofan Eduard Gabriel. Și sperăm că n-am mai uitat. Felicitări tuturor și vă doresc mult succes, să vă întoarceți câștigători de acolo, oricum sunteți câștigători doar pentru faptul că participați la această competiție mondială, dar vă așteptăm acasă și aici la Reperul TV în mod special să ne povestiți despre cum a fost această experiență la Houston. Mulțumim foarte mult și venim cu noutăți. Revenim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.